Știri. Timișoara face legea în Liga 1, a bătut cu 2-0 Brașovul și a revenit pe primul loc după ce a luat fața Vasluiului, care câștigase cu 3-1 în deplasare cu Victoria Brănești. Timișoara a lovit prima dată în minutul 35. Gattuso Bourgeanu a marcat după o greșeală a apărării brașovene. Coaspeții puteau egala în ultimul minut al reprizei. Șutul lui Oros nu a nimerit ținta. Toți stegarii au fost mai periculoși și la reluare. Brașovenii au cerut penalti la intervenția cu mâna a lui Ghionea. Tudor nu a acordat nimic. Ricketts a avut șansa lui 2-0, a ratat însă singur cu Caicea. Taborda l-a făcut uitat pe Pantilimon, a scos și lovitura liberă a lui Ilieș. Zicul a servit excelent pe Goga, care a liniștit spiritele în minutul 62. Teixeira putea reduce din handicap. Taborda a fost din nou mare. Scor final 2-0 pentru Poli, care e lider în Liga 1 cu 2 puncte în fața Vasluiului. Primul lucru care sunt obligat să-l evidențiez este arbitraj. Tudor a făcut de 6 ani fotbal și cred că nu mi-aduc aminte. Hai să nu fiu atât de îngust. Cred că printre cele mai bune arbitraj, dacă nu cel mai bun pe care l-am urmărit de cei 6 ani de când sunt implicat în fotbal, nu de când văd fotbal. FC Vaslui a câștigat în deplasare.